Who will you make happy today? La vie est belle, the iconic fragrance, Lancôme. Unei aventuri. Real, autentic, unic. La 21 de ani de Otter Distribution, sărbătorim adevăratul stil cu reduceri de 21% la toate produsele. Cumpără online și din magazinele Tezi. Perfecto! Aceasta este noua Milde. Hârtie igienică de înaltă calitate, cu tehnologia inovatoare Pixel Tech, pentru un model mai gros. Astfel, chiar și atunci când este udă, hârtia Milde este mai rezistentă, dar la fel de delicată ca până acum. Milde, puțin spus, perfectă. Împarte magia sărbătorilor cu cei dragi. La EMAG ai până la 40% reducere la electrocasnicele mari Whirlpool. Comandă mașină de spălat Whirlpool Fresh Care Stick Sense clasă A++++ 7 kg și 1400 rotații pe minut la 1399 lei. EMAG, găsești mai mult decât crezi. Din vin, drojdie și cunoaștere, ei floresc spumantul, cristalizând perfecțiunea. Zara, perfecționată din 1912. Când balonarea devine săcăitoare, s-ar putea să nu ai suficiente enzime pancreatice pentru digestie. Datorită tehnologiei inovatoare unice cu mini-microsfere, Creon acționează exact la locul și la momentul digestiei, optimizând-o și ajutându-te să recapeți starea de bine. Disconfort și balonare, Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Energia alimentează viața modernă. Noi o producem în toate formele sale. Carburanți, gaze, electricitate. OMV Petrom. Energia pentru o viață mai bună. A fost lansată săptămâna asta o strategie națională după consultarea a câtorva mii de experți, România Educată, proiectul lansat de președintele Klaus Iohannis. Dumneavoastră ați avut timp să parcurgeți propunerile venite. Este exact ceea ce se întâmplă în România. Eseuri literare numite proiecte. De ce? Pentru că există această lipsă de coeziune în decizie. România, pentru un astfel de proiect, care durează ani și care cere un efort național, are nevoie de un singur lucru, nu de bani. De consens politic. Mircea Coșea vine în fața ta astăzi de la 13:30. Ordonanța de urgență pentru amnistie și grațiere, o amenințare la adresa statului de drept. Aflăm argumentele a doi foști miniștri ai justiției, Cristian Diaconescu și Valeriu Stoica, invitații lui Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară, astăzi de la ora 21:00.